Salutare, oameni buni, și am găsit un nou episod din Overwatch. Astăzi vom juca Arcade. Aș vrea să văd ce ne pică. A făcut level, era level 3 și acum nu știu de ce mi zice că am promovat în level 2 când eram level 2. Deci nu scăzuse niciodată în level 1. Și mi-a dat un loot box, hai să vedem ce ne picăm. Legendară? Oribil. De ce dai dublări? Oribil. Nu vreau dublări. Hai să vedem la arcade ce avem. Asta. E interesant. E atât, nu știu, gen modul ăsta e... Ar trebui să fie doar pentru playerii care au level 300 plus minim. De, adică de acolo să ai voie să apeși butonul de matchmaking, știi? Să nu ți-ai voie să dai. Modul ăsta, pentru că fie când mori, îți dă alte rău, trebuie să știi toți răi foarte bine să joci cu toți măcar peste medie, știi? Și dacă nu joci peste medie, nu pe aici să cauți în modul ăsta, înseamnă că ești praf, știi? Sau ce echipă avem? Avem damage. Tank, heal, DPS, heal, heal. Și heal-heal-ul ăla, ultimii doi, aia nu au damage și nu au nici sus. Se țin în viață, dar nu-i omorâm. Și eu sunt tot un heal care nu dă mare damage. Hello there. Fail. Da, și ăștia sunt sus. Vede că se stau cu maimuță pe aici, nu știu ce fac. Au, Lucio? E bine că n-a venit pe punct. Nu e nici una. Aud un Lucio care tupe pe aici. A uitat pe Lucio, bă, deci nu l-am văzut pe Lucio, dar l-am auzit în permanență. Mă așteptam să nu vină nimeni pe acolo pentru că eram în permanență afară cu doi healeri. Și am zis că nu trece atât de ușor de Lucio, dar nu contează. Hai că mai ia ceva care dă de pe serică compensează. Am murit un heal, avem Hanzo și Tracer. Fii serios. Fii serios. Da. Încercat să mă poziționez să-i ciurui, dar... Opa! Ah, putea să... Aveam click dreapta activ când aia, dar nu putea să mă țin viață. Deja au 3 oameni pe mine. Maimuța nu știu unde era, că maimuța trebuia să facă focul să stea pe mine cu scutul. Atât! Și nu putea să mă doboare. Ne da ceva enervant. Ahorita regreso. See you later. Looking for me? Părut acu acolo, nu mă așteptam. Eram așa concentrat, încercam să omor pe Tracer aia, că e stresantă. Avem și lui Tracer. Ce mi-a dat? Reaper. Merge. Stai că fac ăștia push. Bun. Traer acolo sus. Hehehehe, l-a prins. Heroes never die. Get
greu. Greu. Mă așteptam să dea biruța aia pe mine. Faza e că încercam să ajung în bază să dau heal, că nimeni nu face follow, frate, pe ăștia care vin în backdoor, știi? Și cu toate că ați văzut că trasă în dreapta, dar bila era mare și m-a lovit totuși. N-a capturat punctul, asta contează. Mi-a dat ceva enervant, care mie îmi convine. Așa că... Altă întrebare? Tot încerc să-l țin pe aici, că I need healing! Îl cheamă I need healing, leșin! Ce, Caterinca? Cum să ai numele I need healing? Eu i-am tot dat. Ah, vreau să urc. Bine? Nu mai avem heal? Oh, nu! Nu mai avem heal. Bă, vedeți cum se vede asta? Ce naiba? Până că a luat foc? Wow, nu mai avem heal. Chiar... Pe defense să n-ai heal e grav. Da, mi-a dat cu need healing, dar... N-am de unde. Hai că primim heal de undeva. Mă duce acolo sus. Am dat heal. Înapoi la punct. Diva, treci înăuntru. Bun. Hai că merge bine până acum. Asta trebuie să-i dau heal. Mare. Bun, cumva am fost salvat. Double kill, need healing. Nu stop punct, în caz că vine cineva incognito. Aproape multi, diva are nevoie de heal. Din nou! Need healing, ăla știu să joace. O să-i dau un comment. N-am murit niciodată, a dat ulti acolo. A venit și a pus barere și a încercat să ajungă pe punct. Bun, pleacă de aici pe punct, așa, salut, papa. Bun, uite și cănuță cu pisicare. Lol. Cu ce? Aici era final?
Eram și eu, uite-mă în stânga. A dat mai mult damage. Nu prea am înțeles play of the game-ul, dar... Na, asta a jucat într-adevăr foarte ok. Nu pot să-i dau comand. Surprinzător. Dar... Asta este Mystery Heroes. Aparent astăzi am avut o echipă bună. Sper că am făcut acest mic episod și până la următoare. La revedere. Pa, pa. Așteptăm noi lui Batista. Abia aș să joc cu el, să văd cum e.